Astăzi domnul Kramnik va fi examinatorul, iar eu elevul care va da proba practică la examenul auto. Vom face așadar o simulare de traseu a examenului auto. Primul lucru, centura. Se face cu socul, cu reglarea scaunului, a oglinzilor și a centurii. Acum, asta având în vedere că sunteți deja la volan, a spus direct centura pentru că scaunul trebuie reglat, să vadă examinatorul că reglate. Aici este o discuție. În principiu, unii spun că ar trebui, alții nu. Acum știți că și noi pregătim elevii un pic mai înainte, adică măcar să aibă scaunul reglat, să aibă oglinda reglată, însă probabil că ar fi bine să-i arătăm examinatorului că știm să facem reglajele, în special când suntem mai mulți la aceeași mașină și ne schimbăm. De ce? Pentru că nu mai corespund lucrurile și atunci fiecare ar trebui să știe să-și facă acest reglaj al scaunului, al oglinzilor și al centurii. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că astăzi suntem pe o mașină automată, cu cutie automată, o să scăpăm de anumite greșeli, în ce sens? La schimbarea treptelor de viteze, nu moare motorul și nu se turează sau se nu se supraturează. Și la frâna de mână, este o frână de mână automată. Când pornește, decuplează automat, și când se oprește, cuplează. Trebuie să le spunem că se poate da examen auto și pe mașini cu cutie automată dacă ai făcut școala. Da, există în Deva o firmă care are mașină cu cutie automată. Candidații pot să susțină astfel de probe și pe mașină cu cutie automată, dar important de menționat este că un candidat dar care obține permis categorie B pe o mașină cu cutie automată nu poate să conducă manuală, cu cutie manuală. Doar invers este voie. Deci cine obține pe manuală, liniștit se poate urca pe automată și este considerată ok. Cheia în contact, aici este pe buton. Ați pornit motorul și eu o să vă spun, pornim în stânga. Eu o să le și spun celor care ne urmăresc ce fac ca să înțeleagă. Acum semnalizez, deși la examen elevul nu spune examinatorul ce fac. Nu va spune, dar noi le explicăm, sigur că da. Stânga. Ați introdus în treapta, ați semnalizat și ați eliberat frâna de mână, deci cum ar veni la cutia manuală, după care vă asigurați. O primă greșeală este că mergeți cu o singură mână pe volan. Deci examinatorul în momentul în care vede o astfel de situație, îi poate atrage atenția elevului pentru că este o poziție necorespunzătoare la volan. Aici doar centura. Da, trebuie să pun și o centura, din data asta avem nevoie. Însă la examen să știți că examinatorul, dacă mașina este cu fără senzor de așa, nu își pune centura de siguranță. Aici sunt niște intersecții, eu nu am dat nicio comandă, deci noastră v-ați deplasat pe drumul cel mai drept. Deci ați ales am urmat cel mai drept. Drumul. Sigur că da. Și dacă, de exemplu, sunt momente când nu folosesc ambele mâini pe volan, se punctează, există în rubrică? În principiu ar putea să fie penalizat, deși aici nu există niciunde condusul cu o singură mână. Există undeva, să zicem, poate el să consideră că nu ați reglat sau nu v-ați reglat corespunzător sau nu v-ați pregătit corespunzător pentru mers și atunci se pot da 3 puncte de penalizare. Sunt niște intersecții unde, o să vedem noi imediat, deși examinatorul nu va da o comandă clară, noi va trebui să semnalizăm. Și o să vedem imediat, chiar o să vedem în trafic. Deci, și chiar o să-l rog pe domnul Kramnik, unde am greșit, sigur că să da. Mă și puncteze. Aici o să facem prima intersecție la dreapta. Comanda se dă de obicei din timp. Ați redus viteza corect pentru că aveți pieton. Atenție, trebuie să vă asigurați exact să întoarceți capul spre stânga. Ați lăsat pietonul să treacă, aici trebuie semnalizare dreapta, clar, pentru că se vede clar că este așa. Nesemnalizând, aici se pot primi liniștit 6 puncte și credeți-mă, se primesc. Aici ați ieșit din intersecție, trebuie oprită semnalizarea. Ei, și acum, în intersecția următoare, dacă, și cred că se vede bine și pe cameră, natural ea ne duce spre dreapta. Deci aici, dacă nu semnalizează elevul, chiar dacă cedează trecerea, deci trebuie să ne asigurăm din stânga, iar virajul la dreapta se face pe banda întâi. Deci noastră v-ați dus direct pe doi și atunci vă poate da încadrare necorespunzătoare pe bandă. El obitează aici și vă dă 6 puncte de penalizare. Deci n-am voie să mă încadrez pe banda 2? În principiu, nu. Ok. Ei, aici circulăm pe banda 2, banda 1 s-a eliberat, deci trebuie așa, iar asigurarea trebuie făcută întorcând capul spre oglinda din dreapta. Așa, foarte corect ați redus viteza la denivelarea aceea pentru limitarea vitezei. Legea spune că intrăm cu maxim 30, dar întotdeauna ne protejăm mașina și exact ce ați făcut dumneavoastră, este foarte bine să o dăm cu viteză cât mai mică. Deci chiar dacă, eu știu, mi se pare că, domne, dar 30 mă lasă legea. O viteză cât mai mică, protejăm mașina, protejăm suspensiile și este ok. La următoarea intersecție doresc să facem stânga. Asta înseamnă că dumneavoastră ați semnalizat, v-ați asigurat și vă încadrați pe banda pentru virajul la stânga, adică banda 2. Bineînțeles,
pentru virajul la stânga, 50 de metri înainte, iarăși trebuie să continuăm semnalizarea, iar prioritățile, fiindcă avem intersecție semaforizată, au prioritate cei care vin din față și vin spre noi. Aici este interesant de văzut că el a semnalizat stânga, celălalt care a virat dreapta a virat pe banda întâi și chiar dacă am fi intrat deodată cu el, era corect, pentru că foarte corect ați intrat pe doi, dar acum imediat trebuie să semnalizați, asigurat și revenit pe banda întâi. Deci dacă se circulă pe banda 2 cu banda 1 liberă, se consideră încadrare necorespunzătoare pe bandă și se dau 6 puncte de penalizare. Adică vă dați seama cât de ușor se poate cădea un examen. Atunci... Dacă banda 1 e ocupată, atunci nu este niciun fel de problemă. Aici urmează un sens girator în care el poate să spună că ieșim pe prima sau poate să nu spună nimic. De ce? O să vedeți că tot natural ne duce spre dreapta aceasta, numai că dumneavoastră va trebui să schimbați banda pentru că este blocată chiar în sens, ceea ce nu este corect. Și bineînțeles, imediat ce aveți posibilitatea, semnalizați, vă asigurați și reveniți înapoi pe banda întâi. Viteza de deplasare, că mulți întreabă cum e cu viteza de deplasare. În principiu, pentru cutiile manuale să se meargă cu până în 40 pe oră este foarte, foarte ok. Facem... Aici poți să semnalizezi, da, direct ca să... intrați sau se poate intra după intersecție. Nu este greșit nici așa, nici așa. Important este să aveți grijă la trecerea de pietoni. Ați văzut, ați avut un pieton acolo care a fost nehotărât. Ei, pentru astfel de situații există tot felul de discuții. Și noi discutăm cu examinatorii și examinatorii, zic eu, fac un pic diferit lucrurile, în sensul că pentru cei care vin și opresc, ei spun că nu trebuie să oprim, da? Dar elevul nu are suficientă experiență, așa cum aveți dumneavoastră și ați sesizat că acel pieton a oprit. Așa, o să facem stânga la următoarea intersecție. Semnalizez stânga. Sigur că da, și atunci pentru ei e un pic mai dificil. Părerea mea că nu ar trebui penalizați în momentul când opresc și elevii, chiar dacă pietonul a oprit și este nehotărât și nu știe dacă vrea să treacă sau nu. Deci eu așa aș vedea chestiunea aici. Ați făcut o oprire foarte ușoară, foarte finuță. De obicei, inclusiv bruscarea manevrelor pot fi penalizate, deci bruscările acestea ale manevrelor. Există aici o bruscare și, bineînțeles, este sancționată cu 3 puncte de penalizare. Ei aici includ accelerare excesivă, nemenținerea direcției de mers, inclusiv atunci când schimbăm direcțiile. Aici este o intersecție în care eu va trebui să intru pe banda 2. 2. Deci întotdeauna virajul la stânga se face încadrându-ne pe banda de lângă ax. Chiar dacă ar fi liberă și banda 1. Sigur că da. Încadrarea pe banda de lângă ax și la momentul în care dorim să intrăm, dar și în momentul ieșirii. Aici, într-adevăr, iarăși ar fi o discuție, s-a făcut verde, deci pornim ușor. Examinatorul nu spune. Când el verde, nu va spune, el doar se va uita, va verifica dacă aveți traiectoria corectă și dacă nu este și aici poate fi penalizată cu 6 puncte. Ne apropiem de un sens girator, eu nu știu dacă se surprinde în cameră semnalizarea pentru sensul giratoriu. În sensul giratoriu, el va da o comandă ceva de genul: vreau să ieșim pe a treia ieșire. Elevul este obligat să numere ieșirile din direcția în care vine el, de la dreapta spre aici stânga. Aici e corect să fac dreapta și să revin după aceea? Nu, sau? Nu, putea să rămânesc pe bandă, da? Dar pentru că a fost distanța mică. Iar pentru a treia ieșire este clar, virajul se face spre stânga. Semnalizez cu semnalizare stânga la intrare, în sens cu menținerea benzii de lângă ax, deci de lângă scoarul din mijlocul intersecției, asigurarea fiecărei intersecții și la ieșire semnalizare dreapta, bineînțeles, și asigurare dacă există pieton. Pietonul era departe, se poate trece, bineînțeles, la experiența noastră nu e o mare problemă. Pentru un elev, chiar și această apropiere a pietonului de... Trebuie de, să încetinească. Exact, și probabil chiar să oprească, pentru că el sigur ar fi mers mai încet și sigur ar fi trebuit să-i dea prioritate. La prioritățile pe care trebuie să le dăm la trecerea de pieton, atenție, oprirea se fac întotdeauna înainte de trecere sau dacă există acea linie transversală, înainte de linie, așa cum a oprit cel din față. Da. Dacă se vede în cameră, este perfect. Deci omul a oprit exact unde trebuie, a acordat prioritate, dar acum s-a dus având pieton pe lângă trecere, deci aici este locul de oprire. Dacă intrăm mai mult, examenul se poate cădea, se consideră neacordare de prioritate. Deci în momentul în care s-a intrat mai mult în așa. Nu ați semnalizat și foarte bine ați făcut aici, pentru că aici este doar viraj, adică doar curbă. Prima la stânga. V-am spus, comenzile de obicei se dau din timp. Examinatorul poate să spună și de la 300 de metri că vreau anumită manevră. Dar, de exemplu, dacă eu semnalizez și nu era absolut necesar să semnalizez? Se consideră greșeală. Este semnalizare greșită sau nesemnalizare sau semnalizare greșită. Prima la stânga. Așa, deci se face stânga, avem tot prioritate, dar ne asigurăm fiecare intersecție și pentru fiecare trebuie să întoarcem capul, repet, este foarte important la examen și sunt convins că nu numai chiar dacă avem județ, prioritate. Indiferent de situație.
Am avut foarte dese situații în care, deși eram pe drum prioritar cu elevii, bineînțeles că cei care erau un pic mai grăbiți nu ne-au dat prioritate, dar să știți că în astfel de situații tot elevul este vinovat la examen, că nu se asigură și nu, eu știu, evită pe cel care este mai grăbit.